Lăudați să fie Domnul! Mă bucur foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră, să-mi văd prietenii mei, să văd Biserica Domnului Hristos de aici din Dej și îmi doresc altceva decât ca numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie onorat în veci. De aceea, pentru aceasta, vă rog să vă ridicați și toți cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog să le deschideți în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, începând de la versetul 10, pagina în Biblie 1150. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciuni pentru toți sfinții. Amin. Ocupăm locurile. Sunt două poziții pe care le putem adopta în viața noastră de credință. Ori noi sub talpa diavolului, ori diavolul sub talpa noastră. Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Numai că unii credincioși, în vremea pe care noi o trăim, tratează viața de credință într-un mod superficial. Pentru unii credincioși, viața de credință este un fel de teren de joacă, dar nu un câmp de bătălie. Viața de credință, în primul rând, nu este un teren de joacă. Nu poți să tratezi superficial și să fii superficial pe calea lui Dumnezeu. Ci pentru noi, viața de credință este un câmp de bătălie, este un război. Unii își permit să-și trăiască viața aceasta la limita spiritualului cu firescu și sunt cei mai vulnerabili oameni ca să cadă. Apostolul Pavel vine și parcă ne deschide o cortină către lumea spirituală, către lumea demonică. Și în primul rând vine și ne spune, oameni buni, ca să aveți biruință și să-l țineți pe diavolul sub talpa voastră, va trebui în primul rând să vă cunoașteți dușmanul. Cineva a făcut odată o propunere unui comitet într-o biserică, având în vedere lupta spirituală care este tot mai mare în vremea care noi o trăim, cineva a făcut o propunere unui comitet și a zis așa, vă rog frumos să deschideți un departament pentru consiliere și rugăciune. Pentru că nevoia fundamentală în bisericile pe care noi le trăim astăzi este nevoia de a deschide un departament de rugăciune și consiliere. Răspunsul acelui comitet a fost următorul, noi nu vânăm duhurile. Noi nu le vânăm, dar cu durere o spun, ne vânează ele pe noi. Unul dintre părinții bisericii, pe nume Tertulian, a relatat cazul unei doamne, unei femei, care într-o zi s-a îmbrăcat frumos, s-a pus la rând și a luat geanta și s-a dus la teatru. Când a venit de la teatru, a venit demonizată. Tertulian, certând demonul din acea femeie, a zis, cum de și-a permis să intre în ea? La care răspunsul acelui demon a fost în felul următor. M-am atins de ea pentru că a fost pe teritoriul meu. Cu ceva vreme în urmă, m-a vizitat un băiat din biserica noastră. Mi-a zis, Marius, vreau să stau de vorbă cu tine. De câteva luni de zile, băiatul acesta
se confrunta cu necredința și îndoiala cu privire la existența lui Dumnezeu, la infailibilitatea Scripturii. Marius a zis, eu nu mai cred că există Dumnezeu, nu mai cred în infailibilitatea Scripturii, nu mai cred. Știți de unde a pornit lucrul ăsta? Într-o zi s-a pus să se uite la un film recomandat de altcineva. Și din păcate, acel mesaj a filmului era unul subliminal, care a ajuns în subconștient, din subconștient în inconștient, și s-a trezit la un moment dat cu niște stări groaznice de îndoială și de necredință. Dragi tineri, scumpii mei, e atât de important, 90% poate mai mult din mass media este a diavolului. Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos spune așa, toată lumea zace în cel rău și stăpânitorul lumii acesteia este diavolul. Atât de mulți tineri în vremea pe care noi o trăim își permit să-și trăiască viața într-un mod superficial. N-are nimic că vizionezi și cu tare, n-are nimic că mă uit și la filmul acela, n-are nimic că ascult. Am auzit chiar pe unii creștini, nicio problemă să asculte muzică cântată de cântărețele lumii. Internetul, muzica în vremea de astăzi, nu exagerez, a ajuns un factor de demonizare. Mulți din cântăreții contemporani, cum ar fi Taylor Swift, Lady Gaga, Beyoncé, Miley Cyrus, Katy Perry și alții, au mărturisit relația lor publică cu lumea demonică. Mărturisea Beyoncé că în momentul în care urcă pe scenă să-și prezinte numărul, spunea ea că în momentul acela începe să o stăpânească, cum zic americanii, another ego sau un alt ego sau o dublă personalitate. Și acea dublă personalitate a ei o numea Sasha Fierce. Și spunea că în momentul în care urcă pe scenă, începe să o stăpânească și face lucruri în momentul acela pe care ea în mod obișnuit și natural nu le-ar face niciodată. Muzica care se cântă în momentul acesta nu este neutră, ci muzica la ora actuală vine prin inspirație, ori demonică, ori duhovnicească. Biblia spune felul următor, spune Apostolul Petru, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Numai sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, numai în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu poți să te împotrivești diavolului. În momentul în care vine cu tot felul de stări, în momentul în care vine cu tot felul de atacuri demonice, pentru că trăim într-o lume spirituală, dincolo de ceea ce nu vedem astăzi, dincolo de materialul acesta, există o lume spirituală. N-ai cum să te împotrivești, n-ai cum să întorci vorba diavolului, cum zicea Tozer, dacă nu stai sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Unele biserici cad în două extreme. Prima extremă este extrema fricii, unde auzi, nu te băga, nu te ruga, stai în colțul vieții tale, nu vorbi despre diavolul. Cum să vorbești despre diavolul în biserică? A nu vorbi despre uneltirile diavolului și despre lucrarea diavolului în biserică este ca și cum ar sta un medic în fața dumneavoastră și ar vorbi despre nodulii canceroși fără să dea tratamentul pentru ei. A doua extremă este extrema superficialității, adică a trata cu superficialitate lumea demonică. Învățând, știți că noi învățăm pe copii cântarea, începând de la școala duminicală, taie scara lui Satana ca să cadă jos. Și implementăm în mintea lor că diavolul e un fel de marionetă cu care putem să facem orice. Adică, dai cu piciorul în ea.
Tocmai asta învață și mișcarea carismatică The Word of Faith sau NAR, New Apostolic Reformation. Tocmai asta învață. Adică își permis să proclameze, nu? Să proclame că unele biserici au adoptat modul lor de gândire. Ca și cum ar veni un predicator aici și a zis, eliberăm dejul de demoni. Serios? Sau eliberăm dejul de cancer. Cum cuvântul pe care eu îl rostesc prinde viață. Și în momentul în care spun eliberăm dejul de demoni, înseamnă că dejul ăsta va fi curat și niciun demon nu va fi în dej. Și unii învață să trateze lucrarea diavolului cu superficialitate. Trăim vremea în care predicatori români își permit să trateze lucrarea demonică cu superficialitate. Diavolului nu este frică de mine, dar este frică de ceea ce este în mine. Iisus Hristos spune așa, ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Mi-am adus aminte de un atac demonic care a fost peste casa mea. Cu toate că este soția mea aici, îl spun. Mă deschid înaintea dumneavoastră, timp de o lună aproape, poate mai bine, în fiecare luni, din nimic, din orice, tensiune între mine și ea. Vă spun sincer, eu cu soția mea nu m-am certat, cu litere mare am mai vorbit. Tensiune între mine și ea din nimic, pur și simplu din nimic. Erau parcă doi magneți care se respingeau. Și la un moment dat, venind cu mașina, vă dați seama că eu nu sunt un om conflictual, dar m-a afectat pe interior. Sufeream pe interior. Îmi afecta slujirea. Și venind de undeva, de la o slujire, parcă am avut o revelație pe mașină și o voce interioară îmi zicea așa, în casa ta este o luptă demonică. În momentul acela mi-am oprit mașina și am început să mă rog în numele lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun că din momentul acela, acele tensiuni, acea greutate, acea păsare peste familia mea a plecat. Pentru că trăim într-o lume spirituală, suntem într-un război, familii dragi, suntem și sunteți într-un război fantastic, fenomenal. Știți că împărăția Întunericului este foarte bine organizată. Căpetenii, domnii, stăpâniri, duhuri, știți că sunt regiuni în țara aceasta care sunt controlate de domnii. Mergi în Oltenia și pur și simplu când ajungi în Oltenia simți o apăsare fantastică. Oltenia este condusă, este stăpânită de căpetenia vrăjitoriei, alte locuri din țara asta, a curviei, a lăudăroșeniei, a lăcomiei. Pentru că sunt demoni, este ca o armată, care sunt stăpâniri, domnii, duhuri ale răutății. Am fost în Africa în anul 2020 și la un moment dat am crezut că Africa este un continent demonizat. Asta este, mergea prin case cu ajutoare și ne rugam și pentru oamenii pe care îi ajutam. Și la un moment dat începeau să facă ca șerbi, ca toate animalele, să cadă pe jos. În biserică, când predicai cuvântul lui Dumnezeu, începea lumea demonică să se manifeste. Și am crezut că Africa este un continent demonizat. Dar mi-am dat seama că Europa este mai demonizat decât Africa, numai aici demonii se adaptează. Îți mai educați, se ascund după paravanul religiei, sunt cei mai periculoși, greu îi descoperi. De aceea spune Apostolul Pavel, luați toată armura ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Există uneltiri sau planuri pe care le face Dumnezeu, le face diavolul cu privire la viața ta, știut asta, cu privire la familia ta. În momentul în care va prinde fisuri, pentru că diavolul totdeauna va urmări fisurile vieții tale, totdeauna vulnerabilitățile tale le va urmări tot timpul. Și acolo unde va găsi vulnerabilitate, acolo unde va găsi fisură, el va intra pe acolo și va face ravagii.
Țin minte că mi-a mințit mama într-o zi, copiii să nu faceți asta. I-am zis mamei mele, mamă, mă duc să alerg pe stadion și ce credeți? Pe stadion era și o sală de box acolo. Și m-am dus să mă înscriu la box. Vreo 3 săptămâni i-am zis la mama, mamă, vezi că mă duc să fac un pic de mișcare pe stadion. Și timp de 3 săptămâni mergeam la box. Și acolo m-a învățat antrenorul de box, cum să-mi ții garda sus, cum să lovesc un sac. Și am crezut că după 3 săptămâni sunt domnule, după ce am ridicat câteva greutăți și am dat cu pumnul într-un sac de box, am crezut că sunt în stare să mă lupt cu un băiat care avea experiență. Și m-a întrebat, vrei să te lupți cu... Am zis, cum să nu, doar ești pregătit, 3 săptămâni, doar ce am făcut. Și am intrat în ring cu el, mi-a dat și eu cască din aia să nu mă lovească rău. Și la un moment dat am început. Știți cum e? Fracțiune de secundă, experimentat băiat, m-a prins cu garda jos. Când mi-a aplicat un croșeu, m-a făcut knockout și din momentul ăla nu mi-a mai trăit box în viața vieții mele. E bine, diavolul, ascultați-mă, caută momentele când suntem relaxați, când ne prinde cu garda jos și când ne-a prins cu garda jos, ne lovește. E perseverent și mai mult de atât, este ca un leu, spune Petru, care caută pe cine să înghită. Mi-am adus aminte de experiența unui păstor de noi din țară când s-a dus în Africa. Frații din Africa i-au zis, uite, trebuie să vezi lei, asta e feblețea noastră. Lei, hai că te ducem în savană să vezi lei. Dar nu l-au dus oricum în savană, l-au pus într-o mașină blindată din cap până în picioare, cu gratii, cu tot, putea să vină orice leu, o turmă, o ciurdă de lei să vină. Și au zis el, ne-am dus să vedem și noi lei. Mașina blindată, n-aveam voie să auziți, n-avem voie să ieșim. Numai că ei au parcat în spatele a 2 mașini de americani. Și au parcat în spatele a 2 mașini de americani și americanii erau atrași de niște elefanți care luau cu trompa lor niște bucăți de lemn și le mutau dintr-o parte în alta. Când au văzut americanii, elefanții, au ieșit din mașină, poze, frumos, să-i vadă, erau bucuroși, aveau ce arăta acasă la prietenii lor, numai că de niciunde, au zis, nu știm de unde, a sărit un leu, l-a rupt pe american în 2 și cu jumate a fugit. Pentru că, ascultați-mă, totdeauna diavolul va urmări în momentul în care vom ieși din perimetrul ascultării lui Dumnezeu. Și când ieșim din perimetrul ascultării de Dumnezeu, în momentul acela devenim vulnerabili. În al doilea rând, după ce învățăm să ne cunoaștem dușmanul, în al doilea rând, vine Apostolul Pavel și zice, oameni buni, echipați-vă corespunzător. Și spune Apostolul Pavel, mijlocul să vă fie încins cu adevărul. De fapt, la ce adevăr se referea? La cel adevăr și la cel adevăr lipsit de ipocrizie, când îl vezi pe fratele tău și zic, frate, mă bucur să te văd. Păi stă bine cravata, parcă e mai slăbit, dar în inima ta de nu l-aș vedea pe omul ăsta. Dacă ai avea ocazia să-i faci un rău, dar așa pe ascuns, îl ai face să nu știe nimeni. Adevărul care ține de lipsa de ipocrizie, dar nu numai atât, ci adevărul care ține de adevărul biblic. Apropo de lipsa de ipocrizie, vă știți că dacă Abel ar fi știut că fratele său are cuțitul lui Brutus la spate, vă spun 100% că n-ar fi mers cu el la câmp. La frate s-a zis, Abel, fratele meu, ce faci mă, dragule? Zice, fain, mă, uite, bă, te ascultă Dumnezeu, lucrează Dumnezeu extraordinar prin tine, mă. Uite, Domnul e cu tine, se vede clar, zice, hai să ieșim să avem o părtășie la câmp, așa, știi cum obișnuim noi să facem. Și au zis, hai fratele meu scump, și dacă cuțitul lui Brutus la spate, știți? Și la un moment dat când povesteau de ale lor, dar și la adevărul care ține de adevărul, de doctrina biblică, de învățătura sănătoasă, și aici nu mă refer la legalismul perfecționist, ci la conservatorismul biblic. Pentru că este diferență între legalismul perfecționist și conservatorismul biblic.
Vine vremea, a zis Pavel lui Timotei, când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, adevărată, curată, ci vor gândi la urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Știți că au început unele biserici să înlocuiască adevărata învățătură cu divertismentul. Știți că divertismentul la ora actuală începe să fie cancerul bisericilor. Pentru că pe oameni nu-i mai tragi cu altceva decât cu divertismentul. Oamenii nu-ți mai vin. Dacă n-au ceva să aplaude, dacă nu vor cu ceva să râdă, dacă nu-i atragi cu niște glume, cu niște ecrane, cu fotbal, cu orice altceva, oamenii nu-și mai vin. O, zice, dar băi, ăsta predică, cum predică ăsta, cum lăsați pe ăsta să predice? Eu nu vin la biserică, domnule, să fiu tot timpul tulburat, să mi se spună tot timpul adevărul în față. Nu vin la biserică pentru lucrul ăsta. Nu-mi place. Nu-mi plac unii zic unele biserici, bă, că parcă prea pe Biblie sunt. Păi ăsta-i scopul, oameni buni, să fim prea pe Biblie. Ăsta-i scopul, să rostim cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, care are puterea să dezlege oamenii, care are puterea să mântuiască oamenii, care are puterea să elibereze oamenii. Iisus Hristos spunea, veți cunoaște adevărul, dar adevărul spune-mi este Iisus Hristos, da, este adevărul general, dar a cunoaște adevărul lui Dumnezeu, asta înseamnă eliberare și libertate. Divertismentul vine de la distragere și distrugere. Spurgeon spunea la un moment dat, Dumnezeu nu m-a trimis să distrez caprele, ci să hrănesc oile. Pentru că în vremea în care noi o trăim astăzi, oamenii lasă adevărul în detrimentul revelației, domnule. N-ați auzit? Trăim într-o perioadă ciudată. Și parcă e o balanță care se clatină tot mai mult spre domeniul acesta al descoperirilor, domnule, a revelației. Că Domnul mi-a spus ceva, fraților, mai presus de orice, că parcă cineva a avut, s-a scăpat așa un pic. Dar auzi, nu ceea ce zice în Biblie, o zis unul. Zice, ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu mie, serios. Dacă ceea ce ți-a descoperit Dumnezeu ție nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, nu se găsește în Biblie, nu are legătură cu Biblia, nu se unește cu Biblia, îi zero, e zero. Și o grămadă de oameni a lăsat adevărul biblic ducându-se după tot felul de revelații și arătări. Știți cum putem să testăm durerile? Indiferent orice revelație care o avem, orice simțire spirituală, orice extaz spiritual pe care îl avem, dacă din momentul în care îl ai și după ce îl ai, nu te apropie mai mult de Dumnezeu, nu te provoacă să te sfințești mai mult, nu te provoacă să citești Biblia mai mult, să iubești mai mult, să cauți rugăciunea mai mult, să iubești pe frate, să cauți biserica, vreau să vă spun, oameni buni, că este o descoperire falsă, e lucrarea demonică. Orice revelație pe care tu o ai și te apropie de Dumnezeu mai mult este lucrarea 100% a Harului lui Dumnezeu. Cineva a zis așa, nu informația are valoare, ci revelația. Dar fără informație, cum îți vei da seama că revelația este bună? Adevărul conferă discernământ. S-ar putea ca unul dintre dumneavoastră dintre noi să fi pus cuvântul acesta în sertarul vieții noastre. Când pui Biblia în sertarul vieții tale, nu uita un lucru. Tu l-ai pus pe Dumnezeu acolo. Dumnezeu este acolo. Este singurul care poate conferi discernământ în vremurile astea tulburi, în care suntem manipulați de mass media, în care suntem manipulați de anumiți învățători de pe internet. Discernământ, cred că v-am mai spus aici, nu înseamnă a deosebi un bine de rău, ci discernământ înseamnă a deosebi un bine de un aproape un bine. Dumnezeu să ne dăruiască acest discernământ. Amin. 2. Platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii protejează părțile vitale. Dacă brâul ne echilibrează, platoșa neprihănirii ne protejează părțile vitale. Spunea la un moment dat Hristos, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Solomon zicea, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Știți că în omiletică sunt trei cuvinte de bază. Patos, logos și etos. Am întâlnit oameni care aveau carismă și cuvânt. Știau predica bine, știau regulile omiletice, aveau carismă, aveau cuvânt,
dar n-aveau etos. Și etos înseamnă caracter. Sunt predicatori care au o carismă fantastică, dar n-au caracter. Știu pe cineva care în momentul în care predica și făcea chemare, se preda jumate biserica cu tot cu păstor. Așa avea o carismă de puternică omul acesta. Dar vreau să vă spun ceva. La ora actuală, omul acesta este divorțat. Pentru că înainte de patos și logos, dacă nu-i etos, dacă nu-i caracter, e zero. E zero. A chemat cineva un predicator vestit la el la biserică și a zis alt prieten de-a lui, de ce îl chem pe omul ăsta? Că știi că n-are caracter. La care răspunsul celui care îl chemase a zis, dar înstrânge oamenii. Cel mai important lucru nu-i carisma, pentru că tot la asta ne uităm. Domnule, cântăreții, bă, dacă cântă bine, nu contează că superficial. Nu contează că mai au scăpările lor. Domnule, dar cântă bine și adunării place. Oameni buni, uitați-vă la oamenii de caracter. Pentru că în spatele predicatorului, dacă nu există caracter, e zero. În spatele cântărețului, dacă nu există caracter, e zero. Ne distrează bine, ne fac să ne simțim bine, dar în spatele lor este o viață trăită în neorânduială cuvântul lui Dumnezeu. Știți că vor fi oameni în iad care au avut patos și logos? În ziua aceea le vă spune lui Hristos, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am scos noi chiar și demonii în numele Tău, la care Hristos le va spune, n-ați avut etos, n-ați avut caracter. Dragul meu, dacă ești un om aici care slujești, ai carisma, ai logos, dar n-ai etos, n-ai caracter, în numele Domnului Iisus, oprește-te. Știți cum e? Mai devreme sau mai târziu, un caracter infect, dezastruos, se va vedea. Este ca și zmoala pe care o pui într-un butoi crepat. Nu iese atunci, durează până iese. Necesită timp până iese. Dar la un moment dat se va vedea. Se va vedea. Pentru că nu poți să-ți ne ascunde și nu putem să ne ascundem caracterul nostru pe care putem, ani de zile probabil, putem chiar zeci de ani de zile, dar până la urmă, și avem o grămadă de exemple în mediul nostru, înțelegeți? Nu de multă vreme un apologet care a murit, ne-am dat seama, am rămas șocați, o lume întreagă, ne-a fermecat cu patosul lui, ne-a fermecat cu logosul lui, dar ne-am dat seama, oameni buni, că nu avea caracter. Și mai devreme sau mai târziu, caracterul tău, indiferent că ești în familia ta și te comporți greșit cu nevastă ta și la fel cu copiii și la locul de muncă și e superficial și faci compromisurile mici, nu uita un lucru, compromisurile mici duc la un moment dat la căderi vădite. Și te întreb, Domnule, dar omul ăsta nu de mult, de o săptămână ne predica cuvântul lui Dumnezeu. Simplu, cum a ajuns să cadă? Simplu, a fost o chestiune de timp. Și diavolul l-a zdrobit, l-a turtit, l-a nenorocit pe acolo. Cu ceva vreme în urmă, o femeie de afaceri din mediul nostru bistrițean a zis, oameni buni, și din biserică de la noi, din bisericile noastre, dar atât a fost de orbită de diavolul, că credea că dacă ea, domnule, face filantropie, scoate bani din buzunar, ajută orfelinatele, ajută săracii, construiește case, cu ea Dumnezeu va avea altfel de tratament. Serios? Niciodată. Dacă nu există etos, degeaba dai. Dacă nu există etos, degeaba slujesc. Dacă nu există etos, degeaba mă închin. Pe urmă, râvna Evangheliei păcii. Specifică Pavel, râvna Evangheliei păcii. Știți ce riscăm dacă nu avem râvna Evangheliei păcii? Să purtăm războaiele noastre. Să purtăm simplu războaiele noastre. Ne curdăm mușchii spirituali, arătăm care este mai zdravăn și dacă nu avem râvna Evangheliei păcii, riscăm să purtăm războaiele noastre. Ascultați-mă!
Ne batem cu baptiștii, ne batem cu ăia alți, că n-avem altă treabă decât să ne tăbatem pe internet, să facem tău... Oh, știți care e prima întrebare a unui pentecostal când se întâlnește cu un baptist? Frate, ce ești baptist? Ai Duhul Sfânt? E prima întrebare. Bă, dar nu asta ne-a chemat Dumnezeu să facem. Nu să ne cordăm mușchii de la amvoanele noastre și... Nu asta. În timp ce o grămadă de oameni trec printre noi, pe lângă noi, a cărui destin este iadul, mi-am dat seama, oameni buni, mi-am dat seama că bisericile noastre au început să piardă râvna Evangheliei păci. Au început să nu mai predice Evanghelia, să facă simpozioane culturale, Domnule. Am fost într-un oraș destul de mare de la noi în țară, Domnule, aveau evenimente culturale și mergea cânta fanfara undeva în centrul orașului, mai cântau și tinerii și am zis, mă, dar cine predică? Nu predică nimeni, cum să predice? Doamne, ferește, nu predicăm aici, ne facem de rușine. Bă, dar tocmai despre asta e vorba. Oameni buni, am înlocuit predicarea Evangheliei. Dacă ucenicii Domnului Iisus aveau evenimente culturale, cum avem noi de obicei, vreau să vă spun, iubiții mei, n-ar mai fi ajuns nici în anul 2023 Evanghelia la Dej. Dumnezeu ne-a chemat să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cum, că împărțim pliante, că avem acolo portiera la mașină, putem să o tixim de Biblii mici și cu oricine ne întâlnim, omule, zice, ai o Biblie? Uite, îți dau o Biblie. Omule zice, uite, avem eveniment la biserică. Oameni buni, intrați în viața oamenilor, că la asta ne-a chemat Dumnezeu. Să pătrundem în viața lor, să fim insistenți, să predicăm Evanghelia, să le spunem câte un verset. La asta ne-a chemat Dumnezeu, pentru că cuvântul are putere. Lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Iisus în veci. Biserica, spunea Revanghel, nu e un frigider de păstrat de vlavie. Nu e un frigider de păstrat de vlavie. Te rog în numele Domnului Hristos. Ia hotărâre de săptămâna asta să predici Evanghelia colegilor tăi, oamenilor pe care ei l-au caz, indiferent, în mânează-l o Biblie. Cât suntem aici, cât sunteți, să zic așa, 500. Dacă cei 500 de oameni ar alege ca să aducă un om pe an la Hristos, gândiți-vă ce botez ar fi anul viitor. Ca la Toflea. 500 de oameni întregi. Dacă acei 1000 de oameni ar alege unul pe an să aducă la Hristos, ce botez ar fi în Dej? De 1000 de oameni. Știi că sunt oameni care trec pe lângă tine și pe lângă noi și nu le-am vorbit niciodată de Hristos. Știi că vor fi în iad oameni care te vor condamna că ai știut adevărul și niciodată nu i-ai dat o Biblie. A, ce vecine, ce faci? Bine, bine. Vremea, măi, dacă ar mai ține toamna asta, mă, bine ar fi, mă. Aș plăti și eu mai puțin la căldură. România, joacă prost, joacă România. Vecine, sănătos, copiii, nevastă, bine, salut vecine, salut. Și niciun cuvânt despre Hristos, nici măcar unul. De ce ne-a chemat Dumnezeu să luptăm pentru râvna Evangheliei păcii? Mă grăbesc. Scutul credinței, cu ea veți stinge toate săgețile arzătoare celui rău. În Biblie sunt peste 30.000 de făgăduințe și toate acestea sunt pentru noi, pentru mine și pentru voi. Biblia spune, nu te teme, spune Isaia, că eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Ascultați-mă, poate ești în colțul vieții tale și tremuri. Ascunde-te sub făgăduințele lui Dumnezeu. Dar asta numai citind Scriptura, pentru că de aici ne luăm credința. Nu ne lovește dintr-o dată o credință mare. Doamne, zice, mărește-mi credința, ne mai rugăm. Doamne, mărește-mi credința, așa cum
Dar niciodată nu te va lovi dintr-o dată o credință. Dacă tu nu pui mâna pe Biblie și nu citești cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să te lovească dintr-o dată credința. Știți că la un moment dat era o poză atât de sugestivă, că pe vremea pandemiei erau doi bărbați spate în spate. Unul se uita la televizor și își rodea unghiile. Era frică, teribilă frică. Mi-a zis o soră, 2 luni de zile n-am mai ieșit din casă, am fost în depresie, că am crezut că beau COVID și mor. Altul era cu Biblia deschisă și avea pace. Alegem noi. Credința nu ne lovește dintr-o dată. Credința o luăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pe urmă, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, acestea au legătură una cu alta. Coiful mântuirii ne protejează mintea. Trăim vremea în care cele mai mari bătălii din viața noastră sunt în mintea noastră. Are legătură cu identitatea noastră în Hristos. Dacă v-aș întreba în momentul ăsta, cine ești tu în Hristos? Ce mi-ai răspunde? Care este identitatea ta? Cine ești tu în Hristos? Știi ce mi-a spune probabil unii dintre dumneavoastră? Frate Marius, sunt cel mai mare păcătos care există pe lumea asta. O spui tu? Sau o spui că spune Pavel? Sunt praful de pe cumpără. Frate, zice, nu sunt nimic. Ascultați-mă. Suntem sarea pământului. Putem să spunem amin. Suntem lumina lumii. Lumină lumea asta. Suntem o cetate așezată pe munte. Suntem răscumpărați. Suntem înfiați. Suntem moștenitori. Suntem temple ale Duhului Sfânt. Suntem cetățeni împreună cu Sfinții. Suntem în Hristos, fără prihană. Și ce mi-am dat seama? Că nici să ne zmerim, nu știam. Nici să mă zmeresc, nu știu. Frate, nu sunt nimic, sunt praful de pe cumpănă, sunt cel mai mare nenorocit. Dacă există un vierme mai mic ca mine, ăla sunt eu, frate. Adevărata smerenie înseamnă că atunci când cineva vine la tine și spune, măi, ai cântat frumos. Nu eu, frate, Domnul. Nu Domnul a cântat, că tu ai cântat. Dar adevărata smerenie înseamnă să recunoști că ești un om folosit de Dumnezeu. Oameni buni, unde e bucuria lucrării împreună cu Hristos? Păi, când știu că mă duc într-o biserică în care Dumnezeu a lucrat, mai aproape când vin să mă duc țopăind și sărind în sus, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ce ai făcut. Să nu credeți că ucenicii au venit cu nasul și returi după ce au scos demoni. O zis, Doamne, să știi că ne sunt supuși demonii, să știi. Aștept venit bucuroși. Doamne, 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 să vezi, ne sunt supuși demonii. Am poruncit cu autoritate și demonii au plecat. Doamne, să vezi. La care Iisus, băi, există o bucurie mai mare decât asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar noi nu, frate, nu, Domnul. Nu, oameni buni, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Ne-a deschis poarta asta, ne-a făcut harul ăsta să fim lucrători împreună cu El. Dar pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru toate darurile, indiferent care sunt, de prorocie, vedenie, predicare, învățare, cântare, pentru toate astea, lăudăm numele lui Iisus Hristos în veci. Atunci când nu știm cine suntem în Hristos, atunci când lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului deoparte, atunci când nu ne cunoaștem identitatea, vreau să vă spun ceva, diavolul face ce vrea cu mintea noastră. Am un prieten foarte bun care se ocupă de cazurile acestea de eliberare și spunea el, a venit la noi o fată cu care diavolul se juca. Cum vroia? Tot felul de stări de panică îi aducea, tot felul de necredință, tot felul de nu ieși că te lovește mașina, mâine mori, nu ești iertată. E bine, știți care a fost problema acestei fete? A renunțat să mai citească cuvântul lui Dumnezeu. Și știți, în momentul în care nu citim cuvântul lui Dumnezeu regulat, ne permite să fim superficiali. Astăzi nu-l citesc că ajung târziu acasă. Mâine dimineață te trezești foarte repede, te speli pe dinți, merg la școală, întârzi,
te-ai dus. La servici, la fel. Traficul ăsta e infernal. Mai vine o problemă, ajuns seara, ziceți, prea obosit să-l mai citesc. Dimineața, la fel. Și trec ce? O săptămână, trece o lună, trec două și tu vii numai, te hrănești numai de la biserică. Numai așa ce îți mai dau predicatorii la biserică. Dar asta înseamnă să trăiești viața în perfuzii, viața spirituală. La reanimare din punct de vedere spiritual. Și tu nu mai citești cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că ți-ești din fire. Nu. Strigi la nevastă, ne zici, bă, bărbatule, ce se întâmplă cu tine? Că tu n-ai fost așa înainte. Dar tu ai renunțat să mai citești cuvântul lui Dumnezeu. Te enervezi în trafic, are spumnul. Te gândești, Doamne, zici, ce se întâmplă cu mine? Ce am făcut, Doamne? Cum am ajuns în starea asta? Dar tu ai renunțat să citești cuvântul lui Dumnezeu. Și pe fata asta ai duce diavolul tot felul de stări de panică. O termina, băga frica în ea, tremura. Și la un moment dat i-a spus acestui prieten, frate, zice, uite, am renunțat să mai citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, uite, i-a dat o listă, să o citești în fiecare zi, cine ești tu în Hristos? Câteva zeci de versete pe care le-au citit în fiecare zi. N-a fost nevoie după 3 săptămâni, după ce a venit fata, nici de o rugăciune să poruncească, legăturile să cadă. Când a venit fata asta înapoi, a venit normală. Nu mai tremura, nu mai avea nicio stare de panică, nu mai avea absolut nimic. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are putere, ascultă-mă, dragul meu. Poate în dimineața asta, diavolul își bate joc de mintea ta. Tot felul de stări de panică, de îngrijorare, depresie și altele. Toți cei care au căzut în păcate, prima întrebare care le-o pun la mărturisire... De când nu mai citești cuvântul? Nu îi spun, frate, citești cuvântul, nu. Prima întrebare pe care le-o pun, de când nu mai citești Biblia? Și toți îmi spun. Nu există unul care să-mi zică, frate, eu citești în fiecare zi. Toți îmi zic, frate, de mult. De mult. Dacă nu citim în fiecare zi, mă rog în numele lui Iisus, Domnul să ne dea putere din dimineața asta să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu, faceți toată vremea după ce v-ați echipat. Faceți toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Pe urmă ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să luptăm pentru frații. Nu împotriva lor. Eu zic, luptați-vă pentru ei. Nu împotriva lor. La începuturile credinței mele am avut 2 mame spirituale. Una se numea Mariana și una Gina. Sora Gina era o femeie foarte hotărâtă. Un soldat de fier. Era o mijlocitoare. Când vedea o nevoie în biserică, femeia aceasta stătea câte o noapte în rugăciune și se lupta pentru biserică. Se ruga pentru păstori, se ruga pentru comitet, se ruga pentru tineri, pentru nevoile bisericii și într-o zi, într-o noapte, într-un mod fizic, diavolul a venit la ea. A prins-o de gât și a zis așa, dacă te mai rogi, te omor. La care femeia asta, cunoscând identitatea în Hristos, i-a zis, tu n-ai nicio autoritate asupra mea. Și a continuat să se roage cu același devotament, cu aceeași îndârjire pentru frați și acum se roagă pentru ei. Epafra, spune cuvântul lui Dumnezeu, spunea Pavel Colosenilor, el se luptă totdeauna în rugăciunile lui pentru voi. Nu există doar o rugăciune pe care putem face, ci există o luptă în rugăciune. Când ne-am luptat ultima dată în rugăciune pentru Biserica lui Hristos? Când ne-am luptat ultima dată în rugăciune pentru oamenii care vin și predică? Când ne-am luptat ultima vreme în rugăciune pentru tinerii care au adicții? Când? Dumnezeu nu ne echipează să ne încordăm mușchii spirituali, cum a zis, unii împotriva altora, ci ne echipează Dumnezeu să ne luptăm unii pentru alții. Când David s-a dus să se lupte cu Goliat, au zis frații lui, văzându-l pe acolo, auzi, noi îți cunoaștem răutatea inimii tale și mândria ta. Tu ai venit să vezi lupta, mă. Asta ai venit să o vezi. Noi te știm pe tine.
Ascultați-mă, dacă David se oprea să se certe cu frații, să aibă un viu schimb de vorbe cu ei, nu-l mai biruia niciodată pe Goliat. Dar nici nu i-a băgat în seamă, nici s-a făcut că nici nu-i vede, nici nu-i aude. Nu, noi ne potignim la fiecare. O, zice, mi-a zis așa, mi-a făcut așa, s-a uitat așa la mine. Nu m-a băgat în seamă, domnule, nu m-a pus să slujesc, nu m-a mai pus de mult să predic. Ascultați-mă, dragii mei, lupta noastră nu e unul cu altul, ci lupta noastră este cu un dușman mult mai puternic. Spunea Pavel, voi n-ați de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva duhurilor care sunt în jurul vostru, în locurile cerești. O, atâtea biserici, vorbesc la modul general, în loc să fie un cadru în care coboară prezența și slava lui Dumnezeu, în care Duhul lui Dumnezeu să se manifeste cu putere, au transformat bisericile lor în câmp de bătălie, în care frații s-au luptat unii cu alții. Când Moise era cu toiagul lui Dumnezeu în mână, Aron și Hur erau lângă ei. Hur un anonim, Aron, preot, spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a zis Moise, Iosua, auzi, du-te, te rog frumos, alege cei mai tari bărbați, cei mai vânjoși tineri și du-te, luptă-te cu Amalec. S-a dus Iosua, a ales armata, Iosua în fruntea oastei lui și la un moment dat Moise era cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Zice cuvântul lui Dumnezeu, când își ridica Moise mâna, Israel avea biruință. Când oboseau mâinile lui Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu că Amalec începea să câștige, să biruiască. Și la un moment dat, Aron și Hur, văzând că sursa biruinței sunt în mâinile ridicate a lui Moise, nu a zis Aron, băi, Hur, eu nu mă unesc cu tine. Nu i-a dat peste mâini la Moise. Au văzut nevoia, nu greșeam. Știți ce am învățat de aici? Că în momentul în care, ascultați-mă, vorbesc la modul general, în momentul în care bătrânii se luptă împotriva unii altora, tinerii în vale pierd bătălie. Asta să nu uitați. În unitate vom câștiga bătălii. Ravenhill zicea în felul următor. Bine măi că voi, vorbea de creștinismul nostru, vânați șoareci în timp ce lei ne mănâncă țara, ne mănâncă tineretul. Unitate înseamnă să te poți uni și cu bătrân, și cu tânăr, și lui Moise împreună, să putem să ridicăm mâinile în sus pentru biruința lui Dumnezeu. Vreau să închei. E fix. Cu un exemplu, de fapt, a fost o traumă pe care am găsit-o într-o biserică, am văzut-o. Am venit pe unde stătea fratele, m-am așezat în spatele lui, mai era un frate, am dat mâna cu el și am zis, pace Domnului, frate. El mi-a zis, pace Domnului, frate. Așa cu un zâmbet frumos. Și lângă fratele din spate a venit să mai așezat unul. La cel care era primul a zis celui care s-a așezat lângă el, auzi, tu știi că eu nu vreau să stai lângă mine, da. Te rog frumos să... S-a dus fratele cu o bancă mai încolo puțin și s-a plecat după aia, dar auzit cu voce tare, dacă tu nu vrei să stai lângă mine aici, cum vom sta într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu? Dragilor, va trebui să învățăm să ne echipăm, să luptăm unii pentru alții. Trebuie să ne cunoaștem dușmanul, trebuie să ne echipăm corespunzător și să ne luptăm unii pentru alții, nu unii împotriva altora. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.